Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Nu poți inventa România, semaforul din cea mai circulată și periculoasă intersecție din Neamț, la Girov, înțeleg, pe drumul spre Roman. Deci acest semafor a fost deconectat de la curent. Era acolo un semafor care mai încerca să mai regleze situația. De ce anume? Deoarece curentul pentru aprinderea becurilor, și anume din semafor, venea de la un particoler mai apropiat, de la un bar din apropiere. Deci era băgaseră în priză la... Da, a băgat la în priză la colegul de la bar. Deci aveți un ștecher. Situația de caragiale total. Iată ce declară domnul Vasile Ciubotaru, primarul comunei Girov, citat de colegii de la știrile TVR. Citez. Prima dată s-a întrebat la iluminatul nostru public dacă se poate lega. Vedeți topica? Da, s-a întrebat. Deci oamenii de la rutier au venit cu semaforul și azi putem... Am vrea să întrebăm dacă la iluminatul noastră public ne putem lega. Da. Și primarul zice, am fost de acord, dar iluminatul public înseamnă iluminat de noapte, ziua ce face. Să mai se oprea stâlpul? Păi, deci există, frate, există curent continuu și curent alternativ. E și o formație. Da. Curent alternativ, curent continuu. Așa. Și așa există și curent de noapte și curent de zi. Cum spuneam noi la televiziune când eram bătuți la cap pe stradă să filmăm, nu știu ce spuneam, avem numai casete de interior. Nu putem, ne trebuie pentru filmat în exterior, ne trebuie caseta de exterior, nu avem la noi casete de exterior. Ce dar ne întoarcem mâine și filmăm și cu caseta de exterior. Deci asta, anul trecut s-au montat aceste semafoare acolo în intersecție, nu s-a găsit sursa de alimentare cu energie. Deci am cumpărat potcoavele frumos și după care ne-am apucat să căutăm calul. Ca soluție temporară s-a tras cablu de la un bar din apropiere. După un an, proprietarul barului a decis că soluția temporară deja e cam lungă. S-a terminat. S-a permanentizat. Cu un an, mai ales că el plătea soluția. Și acum s-a și scumpit. Câteva sute de lei. Aici e tragedia. Da. Da, și a zis, băi, temporar, temporar, dar cine îmi dă banii? Că lui nu-i deconta nimeni. Ce clasă de consum avea domnul semafor? E bună asta, da. Cât o duce? Asta e și se caută o soluție. A ieșit scandal, a venit televiziunea, proprietarul barului... Văzând că s-a dezvoltat toată această situațiune, a revenit asupra decizii și a zis că le mai dă o săptămână răgați pentru rezolvare. După aia îl bagă pe intermitentă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.